Mercedes-Benz România a aniversat anul acesta un deceniu de parteneriat cu Transylvania International Film Festival. Unii spun că, în cei 10 ani de adus vedete pe covorul roșu, în mașinile oficiale s-au întâmplat multe chestii interesante. Tot ce știm noi este ceea ce s-a întâmplat anul acesta în mașina oficială, pe care noi am folosit-o pentru a face 10 interviuri scurte, pe fugă, cu 10 oameni implicați în TIFF 2016. Hello! Bună! Bună! Da, pun centura? Da, trebuie să spui centura. Cosmina. Costin, pare bine că ai venit. Always centura de siguranță. Always. Da. Unde te duc? Cinema Victoria, destinația. Ok, e finală. Pe lângă casa TIFF pe acolo? Am hartă. Bine, nu hai știu. Că vedem, ne descurcăm, că nici eu nu sunt din Cluj. Prima oară la TIFF și prima oară în Cluj, deci... Prima oară la TIFF? Da. Înțeles. Păi cum se face că un actor de talia ta ajunge prima oară la TIFF? Se abia face acum? Că foarte greu ne-am sincronizat, adică de 2 ani tot îmi doresc să vin, dar... Am făcut la HBO, da, serialul Rămâi cu mine, am făcut scurtmetraje cu Ștefan Constantinescu și unul cu Goran Mihailov, care e deja e aici la TIFF, da, în competiție, okay, pe care l-am ratat aseară pentru că am ajuns după, direct la Q&A. Okay. Dar să sperăm că a fost frumos filmul, ce să zic. Așa, după care am filmat în Franța un mediumetraj și 3 lungmetraje în Germania. Asta. A, și Shelly, nu-i așa? Shelly, în exact, competiție. Exact. Da, am filmat la Shelly acum 2 ani și sunt așa de departe de perioada aia încât mă bucur. E ca și cum aș raporta la un proiect nou. Da. Păi și din proiectele astea pe care le-ai făcut în ultimii ani, care ți-e favoritul? Care mi-e favoritul? Da. Nu prea pun așa problema, nu prea mă atașez. Nu te atașezi? Nu. Pe bune? Da. Nu mă atașez. Adică mă atașez foarte tare în momentul în care lucrez la el. Da. După care mă detașez total. Pe e, bune? Cred că mai sănătos, da. Da. Adică nu rămân ancorată în rolul ăla. Poate după dealuri o să fie cu mine tot timpul, dar în afară de asta nu mai permit alt crash. Am înțeles. Păi și după dealuri, ce fel de crash a fost pentru tine? După dealuri a fost crash până la capăt, așa, la toate, da, nivelurile. Pentru că a fost și primul film pentru mine. Ah, ok. Și primul proiect în afara școlii, adică eram pentru prima oară un actor și nu un student care... Ah, deci you started off big. Da, e chiar primul proiect de teatru sau film. Chiar primul meu job în meseria asta. Am înțeles. Și atunci, da, cred că o să rămână un punct de referință. Povestea mea la TIFF anul ăsta este că am venit cu Shelly. Mă bucur foarte tare că lui Kiri a plăcut la Berlin, da, filmul și că l-a luat. Da. E un film... foarte straniu, e un thriller horror, e o poveste în care m-am lăsat implicată cu greu, dacă pot să zic așa, da, pentru că sunt tot timpul foarte multe riscuri la genul ăsta de film și actor fiind nu ai foarte multă putere de decizie. Da. Deci nu aș vrea să am, dar da, în situații de genul ăsta, cred că e bine să îți dai seama de la început cam cum o să arate. Mm-hmm. E foarte greu să le porți cu tine. Lasă tot timpul urme, tot timpul... Dacă ți-a plăcut foarte mult să fii acolo, te mai duci un pic. Și n-are... Nu știu...
se pierde noutatea, se pierde senzația aia că nu știi cum o să descoperi și cum să faci. Și ori tu trebuie să cauți oricând să refaci drumul ăsta de, de construcția personajului. Pentru că dacă pornești de pe altă treaptă și nu de la zero, cumva de unde ești tu de fapt, e capcană. E capcană. Mie de asta mi s-a părut tot timpul fascinantă meseria asta de actor și mi-a fost frică de ea în același timp. Că mă gândesc cum te afectează rolurile dacă le interiorizezi foarte mult, știi? Păi și, cum, și cum nu le... Dacă, cum, cum nu uiți să fii tu nu. Dacă ești foarte implicat într-un proiect. N-ai cum. N-ai adică, cum, nu? Nu. Poți să dai puțin drumul sau să împingi un pic limita asta în timpul procesului de filmare sau de repetiții da. Sau așa. Atunci da. Poți să-ți permiți să faci asta. Da. Pentru că te afli într-un context diferit. Nu ești la tine acasă, nu ești cu prietenii tăi. Deci cumva echipa aia te protejează și îți creează contextul ca tu să te duci foarte departe. Ah, okay. Te ajută. Am înțeles. Și... deci e vorba de environment. Exact, e foarte mult vorba despre environment. Okay. La mine e 80-90% vorba despre asta. Am înțeles, ok. Și atunci cam de asta a ieșit treaba la după dealuri. Că a fost o echipă în jurul meu care a știut ce să nu facă mai ales. Ce e foarte mișto la meseria asta e că percepția ta trebuie să poți să îți dai libertatea să renunți la percepția ta, pentru că percepția ta e foarte puțin importantă. Corect. Și asta e miza până la urmă când te uiți la un film cu tine și când sper să ajung la maturitatea necesară într-o zi și să pot să mă uit la film ca la un produs și să mă pot bucura de el ca orice spectator. Am înțeles. Dar cam așa e. E foarte puțin important ce crezi tu că ai greșit. Mai ales la film. Și eu nu știam asta când am văzut prima oară după dealuri. Eu, și eu m-am înfricoșat. Am avut o scenă la un moment dat foarte simplă, așa cumva. Oricum mie mi se pare scenele simple da. Mai complicate decât alea cu încărcătură. Okay. Pentru că nu ai miză așa de mare da. Și când nu ai miză riști să te duci în niște automatisme, să arăți mai mult decât trebuie, să impresionezi. Mm-hmm. E vorba de ego acolo și e foarte înțeleg. Greu de controlat. Ori în scena aia nu aveam mare lucru de zis, eram și în planul 2, de fapt discuția era între părinte și maica stareță. Okay. Încercau să se hotărască dacă se facă sau nu slujbele okay. Alinei. Și eu mai ziceam și eu ceva din când în când, dar mă simțeam atât de descoperită în momentul ăla și cred că din cauza oboselei, că nu făcea sens, adică îmi venea mie să îmi dau delete din cadru, știi? Îmi venea să mă întorc cu spatele și să-i... aveam senzația că îi deranjez serios, adică ei chiar erau foarte conectați la scenă și nu reușeam. Pe fond de oboseală, mi-am dat seama ulterior. Dar și revenind din nou la discuția asta cu echipa, chiar acolo a fost un moment în care a contat foarte mult echipa. Și mai ales Cristian, care și-a dat seama că sunt într-o crizuță da. Mică. Da. Și... spunea, da, trebuie să mai facem o dată, sunt probleme la sunet, sunt probleme la lumină, erau probleme peste tot, mai puțin la mine, eu care mă simțeam deja foarte prost. Da. Am înțeles. Dar a contat foarte mult. Da. Și e important, pentru că îți dai seama că cineva o să te ajute dacă nu mai poți sau dacă nu găsești soluția. Aș fi vrut să văd Clujul înainte. Ah, ok. Da, eu l-am luat la pachet. Eu asta cred că înseamnă Clujul. Ah, ok, ok, am înțeles. Din păcate, știu că e un oraș foarte frumos și toată lumea spune că e unul dintre cele mai frumoase din România. Da. Dar festivalul ăsta chiar are o energie foarte specială și foarte pozitivă și foarte puternică. Și într-un fel sunt mândră că avem un festival așa frumos. Adică vorbesc cu oameni din afară în cadrul altor festivale și toată lumea vorbește de TIFF. Mm-hmm. Adică
al doilea lucru după în care le vine în cap după ce le spun că sunt din România, a, Transilvania Film Festival, da. Asta e. Da, da. Sunt foarte pasionată. Pe bune? Da, sunt foarte pasionată. Am mai scăpat puțin de asta, dar în tinerețe eram pur și simplu obsedată. Ce de înseamnă în tinerețe? Îmi cer scuze de... că te întreb aici. Nu știu, 22, acum am 31, deci în urmă cu vreo 10 ani, okay. Cam așa. Okay. Ne descoperindu-mi această meserie, care mi-o ocup acum foarte mult timp, da. Mă atrăgeau foarte mult câteva lucruri și unul dintre ele... Și în continuare îmi plac mașinile, în continuare sunt foarte sensibilă și pe mă bune? Gândesc că ar trebui să-mi schimb mașina, dar după aia nu, că încerc să schimb subiectul, pentru că știu că dacă intru pe filmul ăsta o să mă duc foarte departe. Și țin minte asta, nu o să uit niciodată. Da. Dădeam simulare pentru BAC. Așa. În perioada aia. Și toți aveam 18 ani, eram în clasa 12, nu, eram mai mică, okay. Foarte târziu și am suferit că mi-am luat carnet cam ultima din clasă. Da. Era penibil deja. Deja nu mai puteam să... Așa. Și țin minte că la simularea de la BAC, la matematică eram, da. Cineva făcuse rost de răspunsuri sau nu știu cum, eram pe cale să comitem o ilegalitate, dar acolo, în ultima parte a clasei, unde stăteam, cam prin ultima bancă, toată lumea făcea chestionare ilioara, înțelegi? Deci noi asta făceam în timpul simulării de la BAC și întrebam pe șoptite așa și profesorul zicea, dar nu vă suflați. Și noi în gândul nostru, nu, dar vorbeam de altceva, domn profesor. Ne uitam.